Israelul se confruntă cu o presiune internațională tot mai mare, inclusiv din partea principalului său aliat, Statele Unite ale Americii, pentru a face mai mult pentru a proteja civilii palestinieni din fâșia Gaza. În acest timp, numărul morților a crescut, iar luptele s-au intensificat în apropierea și în jurul spitalelor din enclavă. Numărul palestinienilor uciși în timpul bombardamentelor israeliene din ultimele 5 săptămâni ar fi depășit 11.000, potrivit Ministerului Hamas al Sănătății din enclavă. Și președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat așadar că Israelul trebuie să înceteze să bombardeze Gaza și să ucidă civili. În acest timp, aproximativ 200.000 de persoane și-au pierdut casele în fâșia Gaza ca urmare a strămutărilor. Și discutăm acum despre aceste date cu analistul militar Marian Zidaru. Bună dimineața, domnule Zidaru! Bună dimineața! Foarte mult. Da. Organizația Mondială a Sănătății a spus că nimeni nu este în siguranță acolo. Un copil este ucis la fiecare 10 minute în fâșia Gaza. Da. Este o situație foarte gravă. A ucide civil e crimă de război oriunde s-ar întâmpla asta. În Israel, în Gaza, în Ucraina, în Rusia. Deci, legile internaționale interzic pe timp de război să ucizi civili. Războiul este pentru militari, în primul rând, nu pentru civili. De aceea, mai ales copiii. Copiii trebuie protejați. Primii care trebuie protejați sunt copiii. Această problemă a izbucnit în media internațională și cresc din ce în ce mai mult presiunea asupra statului Israel pentru a înceta bombardamentele. Bombardamentele nu sunt chirurgicale, cum s-a spus. Bombardamentele pot ucide mult civil, chiar dacă ele sunt îndreptate împotriva unor ținte militare. Dar nu este exclusă eroarea. Și aici nu, statisticile dovedesc că foarte mulți copii, foarte mulți civili au fost uciși. Deci trebuie făcut ceva să înceteze aceste tipuri de lupte. Sigur, e periculos să ataci Gaza doar cu trupe la sol, dar e și mai periculos să ataci Gaza cu aviație. Aviația și artileria nu poate lovi doar militar. Pe obuze nu scrie ucid numai militar, pentru că țintele civile, datorită densității populației regiunii Gaza, sunt foarte vulnerabile. E imposibil să faci diferență. De aceea, modul de purtare a războiului cu aviația și artileria este total inadecvat pentru protecția victimelor civile. Israelul se apără și spune că a descoperit cuiburi de teroriști că tocmai lângă grădinițe, lângă școli. Este o tactică folosită de Hamas. Eu sunt sigur că așa este, dar deja proporția de victime civile este mult prea mare pentru a permite atacuri cu aviația sau cu artileria, care, cum spuneam mai devreme, nu pot să aleagă între civil și militar. Este necesar să se mute războiul, dacă tot s-a trecut la invazie, către grupuri, ca să zic așa, atac cu grupuri mai mici. Este adevărat că e foarte riscant să ataci cu așa ceva pentru proprii țări militari, dar utilizarea aviației și artileriei provoacă vrând nevrând multe pagube civile și asta duce, are efecte asupra creșterii sentimentului anti-israelian în zonă, pentru că aceste populații arabe care trăiesc în jurul Israelului pot să ajungă să determine guvernele țărilor lor să ia ca să zic așa, o decizie necugetată. Ele pun presiune asupra guvernelor și guvernele sunt nevoite până la urmă să cedeze. Deci, din acest motiv, asta este principalul pericol pentru pacea din Orientul Mijlociu. Extinderea conflictului sub amenințarea presiunii populare.
guvernele actuale nu au niciun chef să intre în război cu Israelul și Statele Unite. Dar creșterea presiunii poate duce la așa ceva. Deci este cel mai grav pericol cu care se confruntă pacea în Orientul Mijlociu. Este și, poate, o explicație pentru faptul că Statele Unite sunt mai vocale în acest moment, privind astfel o lăsarea unui răgaz, unei pauze umanitare, ceva mai consistente, să spunem. Și categoric, da. Americanii sunt conștienți de acest pericol și din cauza asta fac presiune asupra statului Israel. Trebuie ca premierul Bibi Netanyahu, chiar dacă el este cunoscut prin duritatea pozițiilor pe care le are față de organizațiile de acest tip, cum este Hamas sau Hezbollah, să ia deciziile necesare și să asculte de ce îi se spune de la Washington. Chiar dacă este un tip dur, un tip considerat a fi independent față de cererile aliaților americani, el va trebui până la urmă să țină cont de această situație foarte periculoasă care se creează în urma uciderii civililor și să încerce să reducă tensiunea. Altfel, ne așteptăm la un dezastru. Și nimeni nu și-l dorește. Vorbeați despre atacurile aeriene care nu ar trebui folosite atât de mult acolo, în fâșia Gaza. Iată, se vorbește mai nou despre o armă secretă a Israelului, mai puțin cunoscută până acum, este folosirea câinilor de atac, care vor fi trimiși în tunelurile teroriștilor Hamas din fâșia Gaza. Aceștia pot localiza intrările în tuneluri, pot detecta explozibili și pot chiar să-i prindă pe teroriști. Da, da. Folosirea câinilor nu e chiar așa nouă, pentru că și alte state s-au gândit să folosească câini în operațiuni antiteroriste. Dar probabil că e vorba de câini foarte antrenați și care ar putea reduce, deci o astfel de, hai să-i spunem, armă, ar putea reduce riscul, deci ar putea reduce mult riscul uciderii civililor. Deci eu cred că Israelul trebuie să adopte alte tactici. E războiul împotriva terorismului. Este just apărarea contra terorismului, apărarea statului Israel contra terorismului. Este de asemenea justă și susține, ca să zic așa, toată lumea susține că Israelul are dreptul să se apere, are dreptul să răspundă la atacuri și să prindă pe acei teroriști care au înfăptuit masacrele din 7 octombrie anul acesta, dar nimeni nu va susține în continuare această cursă a cine omoară mai mult. Și când, atunci când în această cursă sunt implicate victime civile și mai ales copii. Deci trebuie schimbată radical tactica dacă nu vrem să avem, Doamne ferește, un conflict care scapă de sub control. Și îl mai avem pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care spune că Israelul va trebui să dea socoteală pentru crimele împotriva umanității comise în fâșia Gaza. Erdogan spune că legitimitatea Israelului poate fi pusă sub semnul întrebării din cauza propriului său fascism. Spuneam foarte dur acest mesaj transmis de președintele Turciei, domnule Zidaru. Da, este un mesaj foarte dur, însă nu numai Erdogan merge pe această poziție. Foarte mulți lideri politici, dar și multe organizații umanitare acuză Israelul de această ucidere a civililor și acuză Statele Unite de faptul că folosesc dublu standard. E ok, condamn Rusia pentru că omoară victime civile în Ucraina, dar în același timp, în aceeași ordine de idei, dacă condamni Rusia că face asta în Ucraina, va trebui să condamn și Israelul pentru că face victime, deci nu poți aplica dublu standard pentru că îți pierzi credibilitatea. Și e vorba de dreptul internațional. Nu poți să aplici reguli internaționale doar într-o singură direcție. Trebuie să există un dicton latinesc care spune fiat justiția, pereat mundus. Facă-se justiția, de-ar pieri lumea. Deci trebuie cu orice risc, dacă vrei să mai ai un drept internațional,
Și așa lucrurile sunt foarte grave, pentru că toate părțile, mă refer la marile puteri implicate în conflicte în ultimii ani, l-au aplicat discreționar. Când ne convine, îl aplicăm. Când nu ne mai convine, nu o mai aplicăm. Ori vrei să ai un drept internațional, vrei să ai respect față de drept internațional, trebuie aplicat în orice situație. Cum spuneam mai devreme, fiat justiția, pereat mundus. Armata israeliană a afirmat chiar în cursul acestei nopți că trupele brigăzii Nahal au găsit și ulterior au distrus o intrare într-un tunel în apropierea unei școli. Vorbeam despre aceste cuiburi de teroriști plasate strategic, așadar, lângă instituții civile. IDF susține că și Marina a desfășurat atacuri peste noapte vizând clădiri folosite de agenții Hamas în nordul Gazei, între care depozite de arme. Așadar, situația devine tot mai grea acolo, domnule Zidaru. Da, așa este. Dar, cum spuneam mai devreme, vor trebui folosite mai mult tehnici soft, ca să zic așa, tehnici tip comando sau acei câini de care aminteați mai devreme și alte, deci, atacuri cu trupe la tor, în special, sunt atacuri care pot evita creșterea numărului de victime civile. Vă repet, nu suntem într-o competiție cine omoară mai mult și mai ales când în această competiție sunt implicați civili. Trebuie luate măsuri care să ducă la scăderea sau dispariția pierderilor civile și mai ales a morții copiilor. Deci această situație pune presiune pe opinia publică. Altfel vom avea de-a face cu un dezastru. Doar că am vorbit deja și s-a subliniat de fiecare dată cât de periculoase sunt atacurile la sol, incursiunile armatei israeliene într-o zonă atât de periculoasă cum este Gaza, cu acele tuneluri, cu toate acele capcane pe care le pot întinde combatanții. Da, Hamas. Sunt periculoase, dar la guer cum la guer, adică la război ca la război. Când ești în război, totdeauna există pericolul ca să pierzi și trupe proprii. Sau, cum spunea un scriitor local, la război se mai și moare. Deci, trebuie să te asumi și pierderile de rândul trupelor proprii. Deci, nu poți să justifici cu așa ceva uciderea civililor. Da. Utilizăm, eu știu, forța aeriană pentru a lovi, așa ceva este imposibil, să utilizezi forța aeriană și să eviți pierderile, așa zis, colaterale. Deci nu, n-ai cum. Nu e, ai cum, adată din situația din Gaza. Altfel, cu ce ești mai bun decât rușii de la, nu știu, Mariupol, să zic, sau unde în Ucraina. Deci Benjamin, Benjamin Netanyahu a spus, a revenit cumva și a spus că fâșia Gaza va rămâne sub controlul armatei israeliene după războiul cu Hamas. Cum vedeți această informație care ar putea agita, evident, spiritele? Da, și asta ar putea agita spiritele, dar e posibil ca din motive de securitate să existe necesitatea să aibă trupe la sol în fâșia Gaza. Și asta e o situație periculoasă, dar poate necesar. Periculoasă însă rămâne cel mai mult folosirea aviației și artileriei împotriva unor ținte civile. Aceasta ar inflama și mai mult spiritele în regiunea Orientului Mijlociu și în lumea musulman, dar și nu numai acolo, vedeți demonstrațiile care au loc în Europa, chiar și în America, și care pot duce la destabilizarea ale situației interne din zonă. Politica Israelului de după război este, trebuie să fie destul de înțeleaptă, care să evite noi conflicte, pentru că altfel o luăm de la capăt.
Adică, iarăși, o răscoală sau un război de genul ăsta, după o perioadă de 10, 15, 20 de ani, și atunci Israelul probabil că va câștiga războiul, adică are tehnologia necesară să învingă Hamasul, nimeni nu pune în discuție asta, dar principala problemă este să câștigi pacea. Deci, întotdeauna după marile războaie s-a pus problema ca învingătorul să câștige și pacea. Ori asta nu se face folosind violența. Trebuie un complex de programe care să asigure reconstrucția regiunii Gaza și să câștige inimile locuitorilor. Altfel, acest carusel al urii va continua și vor continua și războaiele.